Și de asemenea, toată nădejdea pe care mântuirea Domnului Iisus Hristos o poate aduce într-un suflet, care să ne spună că timpul se apropie de momentul în care cerul într-adevăr se deschide și ne spune bun venit acasă. Mai puțin și Domnul va fi cu noi. Maranata! În momentele acestea vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici, capitolul 21 cu versetul 30. Un raport biblic care m-a pus pe gânduri. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Știți că Noul Testament îl numește pe David profet. Profetul este un om cu un statut deosebit față de ceilalți oameni. O trecere deosebită înaintea lui Dumnezeu caracterizează viața, experiența unui om căruia Dumnezeu i-a dat numele acesta de profet. Este portvocea lui Dumnezeu, este reprezentantul lui Dumnezeu. Stă undeva între Dumnezeu și oameni și ia de la Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu și le duce mai departe înaintea oamenilor. Nu schimbă nimic. Oferă oamenilor această comunicare, acest mesaj din partea lui Dumnezeu, pentru că omul este prea slab și se teme. Prima imagine a profetului ca mijlocitor față de cuvânt, așa cum știți, este momentul în care poporul evreu la muntele Sinai spune să nu ne mai vorbească Dumnezeu pentru că erau pătrunși, erau copleșiți de spaimă. Atunci Domnul spune, bine ați cerut, nu voi mai vorbi eu. Și voi continua să vă vorbesc abia atunci când va veni Mesia. Și discuția sau discursul lui Dumnezeu cu poporul său la muntele Sinai se încheie, dragii mei, după rostirea celor 10 porunci. Și atunci intervine în scenă Moise, care preia de la Dumnezeu toate poruncile lui Dumnezeu, în legătură cu facerea cortului, în legătură cu celelalte orânduieli și dorința lui Dumnezeu. Și de aici încolo Moise duce înaintea poporului tot ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Lucrul ăsta se găsește în Exodul capitolul 20, versetul 19. Ei au zis, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise intervine și le spune, versetul 20, deci capitolul 20 cu 19 am citit, versetul 20, nu vă înspăimântați căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri ca să nu păcătuiți. Iată scopul pentru care Dumnezeu alesese scena aceea extraordinară de descoperire a slavei sale. Dar Dumnezeu continuă în versetul 22, ați văzut că v-am vorbit din ceruri. Și continuă spunând să nu faceți Dumnezei, să nu faceți Dumnezei de argint, de aur, ci să ascultați de mine. Și Dumnezeu le vorbește după aceea despre momentul în care mai târziu Dumnezeu va continua să le vorbească lor prin prorocul Domnul Iisus Hristos care va veni și va continua să stea de vorbă cu ei. Bun. Deci încă o dată, prorocul este cel ce mijlocește cuvântul înaintea lui Dumnezeu. Și acum, iată un proroc care
nu se mai poate sui înaintea altarului Domnului de frică, el însuși. Încercând să localizeze evenimentul acesta sau situația care a determinat această frică în viața lui David, ajung să văd că Moise făcuse numărătoarea poporului lui Dumnezeu împotriva poruncii lui Dumnezeu, împotriva sfatului chiar al lui Ioab și a celorlalte căpetenii care au conștientizat că acesta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Apoi a urmat ciuma când Dumnezeu a lovit pe Israel din cauza lui David, lucru pe care noi îl considerăm până în ziua de astăzi ca fiind un fel de nedreptate, un soi de nedreptate, adică ce vină avea poporul, ce vină avea poporul pentru că David a făcut numărătoarea. De ce nu l-a lovit Dumnezeu pe David direct? De ce a lovit poporul care era nevinovat? Și aici, spiritul profetic, da, cartea Patriarhi și Profeți, ne spune că spiritul de mândrie, de națiune puternică, îl cuprinsese nu numai pe David, ci și pe popor. Poporul începuse să se poarte ca un opresor față de națiunile din jur. Poporul începuse să aibă încredere în sine ca națiune și nu se mai temea nici de popoarele din jur ca dușman sau ca inamici, dar nu se mai temea nici de Dumnezeu, și mândria aceasta națională îi caracteriza, se schimbase inima poporului. În momentul în care David a dat ordin să se facă numărătoarea poporului, această numărătoare se făcea în vederea strângerii sau a recrutării de noi tineri pentru armata poporului evreu, astfel încât David începe să pregătească națiunea sa pentru un soi de forță militară foarte puternică în Orientul apropiat. Iar poporul era de acord cu lucrul acesta, spiritul acesta militant al poporului răspândindu-se în toată națiunea. Dumnezeu intervine în momentul acesta, națiunea este lovită cu ciumă, poporul începe să se teamă și încrederea în sine este zdruncinată destul de puternic. Este foarte asemănător cu ceea ce descoperim în istorie ca fiind cu tremurul de la Lisabona, jumătatea secolului XVIII. Ellen White aplică cu tremurul de la Lisabona momentului în care Dumnezeu începe să se certe cu locuitorii pământului pentru evenimentele de sfârșit de timp. Apropiindu-se sfârșitul, cutremurul din Lisabona este unul dintre semnele sau începutul semnelor care ar fi trebuit să atragă atenția oamenilor în legătură cu faptul că nu mai este timp. Da? Se instalase de asemenea în creștinismul european în momentul acela o mare doză de siguranță. Filozofii asigurau lumea că sunt într-o zonă de progres care nu mai poate să fie oprit. Umanismul puternic stăpânea mințile oamenilor. Omul era acela care, datorită renașterii, datorită iluminismului, datorită zorilor modernismului care era gata să apară și se forma în momentul acela, el își punea toată nădejdea și toată încrederea în sine. Ideea cum că revenirea lui Iisus Hristos ar putea să fie aproape, era dată la o parte. Creștinismul
începuse să își piardă din puterea și din avântul său cu care începuse reforma, și în momentul acela, de maximă siguranță europeană, apare cutremurul de la Lisabona. Sursele istorice spun că acel cutremur de câteva minute, care șterge de pe hartă aproape capitala Portugaliei, cutremurul respectiv care este resimțit în toată Europa, până dincolo în Anglia, cutremurul respectiv întoarce mințile oamenilor de la siguranța lor fatală la un soi de nesiguranță în care omul începe din nou să caute prezența lui Dumnezeu. Ei bine, deși cutremurul din Lisabona nu este cel mai mare cutremur din istorie, deși cutremurul din momentul acela este pierdut în numărul cutremurilor care vor fi din ce în ce mai frecvente pe mapa mond, totuși, din punct de vedere al schimbărilor produse asupra minții umane, cutremurul de la Lisabona este unul dintre cutremurile cu cel mai mare efect din punct de vedere filozofic. Și din nou, istoria observă această întoarcere, reorientare. Umanismul modern sau al secolului XVIII este părăsit de creștinismul de atunci și face loc unui început de cercetare de Dumnezeu care va culmina cu marea căutare de Dumnezeu din secolul XIX. Dar acesta a fost doar o paranteză pentru a înțelege ce se întâmplă aici. Sunt în momentul în care David este cercetat extrem de profund de această ciumă. Poporul, de asemenea, este cercetat destul de serios de această ciumă și gândurile poporului se redirecționează către Dumnezeu. Cu această intervenție, Dumnezeu mai încearcă o dată să îi facă pe acești oameni să nu se încreadă în ei înșiși, să nu se pregătească să transforme poporul Israel într-o națiune militarizată, ci să rămână mai departe sub mâna lui Dumnezeu, și viitorul acestei națiuni sub Solomon, sub viitorul rege, să fie un viitor al păcii, un viitor al binecuvântării sub mâna lui Dumnezeu. Ei, totuși, în condițiile acestea, David nu reușește să vadă binecuvântarea, David nu reușește să vadă dragostea lui Dumnezeu, ci observați ce se întâmplă. În momentul în care versetul 17 surprinde dialogul lui David cu Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului, eu am păcătuit, am făcut răul acesta, dar oile acestea, ce au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine, peste casa tatălui meu, să nu se piardă poporul tău. Lucrul acesta se întâmplă în momentul în care în versetul 16 spune că David a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer, ținând în mână sabia scoasă, întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii înveliți cu saci au căzut cu fața la pământ și iată-l pe David, care nu mai este regele puternic, care este gata să facă numărătoarea poporului fără să țină cont de nimeni, ci iată pe David pocăindu-se și spunând: Doamne, cu mine te rog frumos să te cerți, nu mai pedepsi poporul acesta pentru că eu sunt de vină. Vă rog să observați schimbări în atitudine extraordinare. Apoi, după viziunea aceasta, David spune, versetul 22, lui Ornan: dă-mi locul ariei să zidesc un altar Domnului, dă-mi-l cu prețul lui în argint, ca să se depărteze urgia aceasta deasupra poporului.
Ornan îi spune, ia-l și îți dau și boii, numai fă ceva, pentru că e de datoria ta să faci lucrul acesta. Împăratul spune, nu, pentru că nu vreau să mă coste nimic. Cum pot aduce o jertfă fără să mă coste? Și David arată aici principiul onestității acestea în care, într-adevăr, el trebuia să păgubească cumva datorită poziției pe care o luase. Atunci, versetul 27, îngerul Domnului și-a vârât sabia în teacă și în contextul acesta, pe vremea aceea, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan Iebusitul, aducea jertfe acolo, spune versetul 28. Versetul 29, dar locașul Domnului făcut de Moise în pustie și altarul arderilor de tot erau atunci pe înălțimea Gabaonului. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Domnul Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Și în momentul acesta vă invit la subiectul acestei prezentări. Se poate întâmpla ca anumite experiențe din viața noastră, anumite înțelegeri ale Scripturii, să ne facă cumva să părăsim experiența și privilegiul rugăciunii, să nu te mai poți sui înaintea Domnului. Dragii mei, mă interesează lucrul acesta, mă interesează de ce am cumva justificat sau nejustificat poporul lui Dumnezeu a ajuns să se roage din ce în ce mai puțin. Mă refer la rugăciunea publică. Înălțăm aceleași rugăciuni. Sunt persoane care spun, nu, mie mi-este teamă. Sunt alte persoane care spun să se roage alții. Sunt altele care spun, sunt alții calificați pentru rugăciune. Să se roage prezbiterii, să se roage pastorul, să se roage oricine altcineva, dar nu mă rog eu. Nu, nu mă luați pe mine. La rugăciune. Cum adică? La rugăciune. Da. Rugăciunea ar trebui să fie un privilegiu. Ca și momentul în care urcarea la locașul Domnului, făcut de Moise în pustie, la altarul arderilor de tot, ar fi trebuit să fie un privilegiu. Și totuși David nu se urcă acolo. Mari promisiuni ale lui Dumnezeu se leagă de spiritul rugăciunii din poporul lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului Sfânt, puterea asupra poporului, reformă și redeșteptare vor începe toate datorită spiritului rugăciunii. Iar spiritul rugăciunii este cumva rar văzut, rar întâlnit și rar experimentat în biserică. Orele de rugăciune sunt puține și cei ce vin la orele de rugăciune sunt puțini. Aceleași persoane în vârstă caută pe Dumnezeu la orele pe care biserica și le propune ca să fie ore de mijlocire și căutare de Dumnezeu. Aceleași persoane. Tinerii consideră ora de rugăciune ca fiind un timp nu pentru ei, ci pentru cei în vârstă. Rugăciunea nu este ceva plăcut, de dorit. Dacă auzi că se ține o oră de rugăciune la o adunare în casa unui frate, vei trece pe lângă casa aceea fără probleme și te vei duce la un mol. Îți vei face cumpărăturile liniștit în timp ce în casa respectivă se roagă trei persoane. În biserica respectivă la ora de rugăciune s-au adunat cinci persoane. Iar eu mă duc mai departe și îmi fac treburile mele, pentru că am de făcut o lucrare care să câștig ceva bani. Mi-am ordonat lucrurile în așa fel încât mă voi întoarce acasă târziu de tot, deși știu că la ora respectivă este o oră de rugăciune. Dar nici măcar nu ridică probleme că ar trebui să particip la această oră de rugăciune.
De ce așa? Ce se întâmplă? Pentru minutele care ne stau înainte, am ales un grup de citate care vor face lectura timpului care ne-a mai rămas din schițe din viața mea, în care Ellen White ne descrie lupta ei sufletească până când însă a câștigat biruința asupra acestor piedici care se interpuneau în viața dânsei și care, piedici, o făceau și pe dânsa în stare să se roage. În stare să înalțe glasul public între frații ei. Deși, evident, se ruga singură acasă, când venea însă într-un loc public, era prea timidă, prea timorată și nu putea să se roage. Vă voi invita să analizăm puțin această istorie, istoria unei vieți, a unui om care a devenit portvocea lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru o vreme, pentru vremea de acum, dar care ar fi dorit să aibă o apropiere mai puternică de Dumnezeu, în schimb însă nu se putea apropia datorită unor piedici care s-au instalat în viața dânsei. Poate că piedicile acestea ne sunt specifice și nouă. Haideți să vedeți cât ajutor, haideți să vedeți câtă învățătură este în cazul acesta. Deci voi începe cu schițe din viața mea, începând de la pagina 28 mai departe. Așa cum știm, Ellen White, în tinerețea ei, își formase concepția teologică, concepția ei despre Dumnezeu, în rândurile bisericii metodiste. Dânsa spune: printre metodiști am auzit vorbindu-se mult despre sfințire, dar nu aveam o idee precisă cu privire la subiectul acesta. Sunt două subiecte mari care o încurcă pe Ellen White în înțelegerea ei vis-a-vis de rugăciune. Unul dintre subiectele acestea și primul menționat de dânsa este subiectul sfințirii. Tom, poți să te rogi și dacă nu ești sfânt? Și ce e aia sfințire? Mi se părea că o asemenea binecuvântare, adică binecuvântarea sfințirii, este inaccesibilă pentru mine. Observați? Când subiectul acesta al sfințirii nu este clar, când sfințirea este ceva care este deasupra realității mele, nu mă voi putea ruga liber, deschis, nu voi putea avea o comuniune cu Dumnezeu așa cum ar dori-o și Dumnezeu și sufletul nostru. Era o stare, deci sfințirea era considerată ca fiind o stare de puritate a inimii pe care nu credeam că voi putea atinge vreodată. Văzusem persoane pierzându-și orice vlagă sub influența stărilor de exaltare mentală și auzisem că această manifestare era considerată dovada sfințirii. Și pentru că lucrul acesta nu era prezent în viața dânsei, se considera neînstare și nevrednică să se adreseze lui Dumnezeu în rugăciune. Nu puteam înțelege însă condițiile necesare pentru a ajunge pe deplin consacrat lui Dumnezeu. Prietenii mei creștini îmi spuneau: crede în Domnul Iisus acum, crede în El și crede că El te acceptă în momentul acesta. Am încercat să procedez astfel, dar am constatat că mi este imposibil să cred că am primit acea binecuvântare despre care credeam că ar trebui să electrizeze întreaga mea ființă.
Și lucrul acesta este din nou o provocare a zilelor noastre. Cuvintele acestea, crede în Domnul acum, așteaptă ca lucrul acesta să se întâmple instantaneu, să vină peste tine acum, să fie o experiență ta acum. Acest apel, această provocare este de asemenea destul de prezentă în rândurile evanghelicilor contemporani. Am rătăcit în împietrirea inimii mele fără a fi capabilă să experimentez acea stare de exaltare a spiritului pe care o manifestau alții. Mi se părea că sunt diferită de ei și nu voi avea niciodată șansa de a trăi bucuria deplină a sfințirii inimii. Ideile mele cu privire la îndreptățire și la sfințire erau confuze și nedefinite. Aceste două stări spirituale îmi fusese reprezentate ca fiind distincte și separate. Totuși, nu reușeam să înțeleg nici deosebirea, nici semnificația celor doi termeni și toate explicațiile predicatorilor îmi sporeau nedumeririle. Rămânând puțin la această realitate. Apropo, cum ne poate ajuta înțelegerea celor doi termeni? Cum ne poate încurca neînțelegerea celor doi termeni? Ce înseamnă îndreptățire? Ce înseamnă sfințire? Cum funcționează cele două? Știți, îndreptățirea, așa cum învățăm, este momentul în care un credincios care a păcătuit pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu, cere iertare în rugăciune și în momentul acela, credinciosul este socotit, neprihănit, datorită iertării pe care îi oferă Dumnezeu. Dar această socotire a neprihănirii este o realitate care se întâmplă fără ca păcătosul să simtă că s-a întâmplat ceva cu el și în el atunci. Lucrul acesta se întâmplă datorită mijlocirii Domnului Iisus Hristos, care în ceruri spune: Tată, Tată, și pentru omul acesta sângele meu a curs. Este o schimbare de stare care se produce în cer, la nivel juridic, și de care eu sunt conștient prin credință, nu prin vedere. Această stare a iertării care se exercită la nivelul credinței ar trebui să mă facă pe mine să mă ridic la credință, să mă ridic de la rugăciune prin credință și să spun: sunt iertat, chiar dacă n-am căzut pe spate sau n-a avut loc un eveniment care să electrizeze întreaga mea ființă, un extaz supranatural. Prin credință mă ridic și spun: sunt iertat. Tot prin credință, din momentul acela, nu mă voi mai ridica și nu mă voi mai pleca și mâine la rugăciune și îmi voi cere iertare tot pentru păcatul ăsta. Și apoi și poimâine și răspoimâine și o viață întreagă mă voi ruga mereu și mereu cu cuvintele: Doamne, sunt un păcătos, un nenorocit, pentru că mi-aduc aminte de păcatele respective și pentru că, deși m-am rugat pentru păcatul acesta, conștiința mea reține toate păcatele ca un computer care știe tot ceea ce am păcătuit și nu șterge niciodată din memoria lui aceste teribile tragedii care se întâmplă în viața unui om. Repet, îndreptățirea este actul juridic pe care îl face Dumnezeu în cer pentru ca eu să mă pot ridica de pe genunchi cu conștiința faptului că gata, s-a încheiat un capitol. Dumnezeu a șters păcatul respectiv și prin credință merg înainte. Ce e sfințirea? Sfințirea este etapa ulterioară în care eu mă ridic și continui să merg pe baza iertării lui Dumnezeu,
prin îndreptățirea aceasta atribuită, prin faptul că sunt socotit sfânt și mă port ca un om sfânt, continuând această realitate a legăturii mele cu Dumnezeu. Fără iertare, fără îndreptățire, eu nu pot să stau drept înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplase cu David aici? Spuneți-mi, vă rog, de ce se temea de Dumnezeu? Ce îi lipsea? Vă rog să vedeți cum, datorită faptului că îi lipsea conștiința faptului că a fost iertat, deci îndreptățirea aceea prin credință, faptul că fusese socotit, neprihănit, datorită acestui lucru, nu se putea urca la altarul Domnului. Datorită acestui lucru, era greu să realizeze actul acela al sfințeniei în care să vină înaintea lui Dumnezeu ca un domn, cum spune Iov. Și din cauza aceasta alesese un alt altar unde îi se părea lui că Dumnezeu e mai bun acolo decât în partea cealaltă. Dumnezeu alesese să-i arate mai multă bunăvoință la altarul din aria lui Ornan. Observați cum neînțelegerea îl face pe David să procedeze selectiv. Nu m-am simțit capabilă să pretind că am această binecuvântare și m-am întrebat dacă putea fi obținută doar în mijlocul metodiștilor sau dacă nu cumva prin participarea la adunările care vorbeau despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre sfârșitul timpului din cadrul adventiștilor, mă îndepărtam singură de ceea ce doream mai presus de orice, și anume sfințirea realizată de Duhul lui Dumnezeu. Cu toate acestea am observat că unii dintre cei ce pretindeau că sunt sfințiți manifestau un spirit de răutate când li se prezenta subiectul celei de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Am ales să citesc și lucrul acesta pentru că este o problemă care uneori ne caracterizează. Sfinții lui Dumnezeu nu trebuie să manifeste un spirit de răutate niciodată. Vă amintiți de dumneavoastră sau de mine? În momentul în care se prezintă ceva cu care noi nu suntem de acord, în materie de doctrină sau o idee care este contrară cu ideile moștenite, cultivate sau înțelese de mine, și vine altcineva și îmi spune că ar putea să fie altul, ați observat cum ridicăm tonul? Ați observat cum ne apărăm? Ați observat cum lovim? Un astfel de spirit nu mi se părea a fi o reprezentare a sfințeniei pe care o mărturiseau ei. Nu am putut înțelege de ce era necesar ca predicatorii să se opună atât de mult unei doctrine, cum este doctrina revenirii Domnului Iisus Hristos. O poziție care s-a manifestat atât de mult în rândurile celor ce doreau sfințenia la vremea respectivă. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă că fără sfințire nimeni nu putea să-L vadă pe Dumnezeu. Pe lângă aceasta, erau și alte ținte înalte pe care trebuia să le ating înainte de a putea fi sigură de viața veșnică. Și observați aici cum din nou neînțelegerea îndreptățirii o punea pe această tânără în ideea să gândească că ea trebuie cumva să mai rezolve niște lucruri pentru a se pregăti să stea înaintea Domnului Iisus Hristos, pentru a fi calificată. Era ca și cum calificarea era rezultatul sforțărilor ei, neînțelegerea neprihănirii atribuite. Și de asemenea, neînțelegerea faptului că cele două niciodată nu sunt separate. Noi le-am prezentat etapizat și am spus așa, acum,
prima dată îndreptățirea atribuită, pe urmă sfințenia. În realitate, cele două merg mână în mână, merg paralel. Niciodată omul sfânt nu se poate lipsi de ideea îndreptățirii prin credință și de ideea iertării. Omul sfânt are nevoie de puterea iertării lui Dumnezeu tot timpul. Și de asemenea, omul iertat are nevoie de puterea unei vieți noi care să aducă sfințire în viața lui continuu. Procesul acesta, procesul celor două care merg împreună, trebuie să fie pe deplin înțeles pentru a putea veni înaintea lui Dumnezeu cu toată inima. A doua doctrină pe care Ellen White o prezintă aici este doctrina despre pedeapsa veșnică. Iadul pe care el învățase ca fiind pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate. Învățase lucrul acesta tot de la gruparea metodistă în momentul acela. În gândirea mea, spunea dânsa, dreptatea lui Dumnezeu era mai puternică decât iubirea și mila sa. Observați? Dreptatea era mai puternică decât iubirea și mila sa. Este cumva lucrul acesta real și în viața noastră? Tulburarea sufletească prin care am trecut în această perioadă era foarte mare. Fusesem învățată să cred într-un iad care arde veșnic. Și mă gândeam la situația nenorocită a păcătosului fără Dumnezeu, lipsit de speranță. Și atunci mă cuprindea o disperare profundă. M-am temut că voi fi pierdută și va trebui să îndur toată veșnicia suferința celor nemântuiți. Eram obsedată, fără încetare, de gândul îngrozitor că păcatele mele sunt prea mari pentru a putea fi iertate și că voi fi pierdută pentru totdeauna. Acea rugăciune recurentă care o aud mereu și mereu, Doamne, iartă-ne pentru păcatele noastre, pentru păcatele noastre, pentru păcatele noastre, ca și când Dumnezeu nu ne-ar putea ierta odată, astfel încât să putem zice, gata, Doamne, și să venim înaintea Lui. Descrierile înfiorătoare pe care le auzeam despre sufletele pierdute se înrădăcinaseră adânc în mintea mea. În predicile la Amvon, pastorii descriau prin imagini vii starea celor pierduți. Ei spuneau că Dumnezeu își propusese să nu mântuiască pe nimeni, cu excepția celor sfinți, că ochii lui Dumnezeu ne urmăresc în permanență, că Dumnezeu însuși păstrează rapoarte cu privire la noi, cu precizia înțelepciunii sale infinite și că toate păcatele pe care le-am săvârșit sunt înregistrate cu credincioșie ca mărturie împotriva noastră și vor fi pedepsite cu mare dreptate. Realitatea asta, gândul ăsta, este în mintea unor oameni, chiar dacă au auzit de iertarea lui Dumnezeu, de îndreptățirea lui Dumnezeu, de faptul că vom fi socotiți neprihăniți. Cu toate acestea, realitatea asta este în mintea lor. De ce? Pentru că ei cred că dreptatea lui Dumnezeu e mai puternică decât iubirea sa. A fost un moment când Ellen White s-a apropiat de soțul ei și fiind față în față cu un tablou care descria drumul mântuirii și care avea în prim plan cele 10 porunci și crucea cumva în fundalul îndepărtat, Ellen White îi spune lui James White, tabloul acesta trebuie schimbat. Te rog frumos. Noi trebuie să înțelegem că în prim planul întregii noastre experiențe trebuie să apară crucea, iertarea Domnului Iisus Hristos, care este mai puternică decât sentimentul și conștiința pedepsei păcatului prin legea lui Dumnezeu. Iertarea trebuie să fie experiența noastră numărul 1. În timp ce ascultam aceste descrieri teribile, imaginația mea era atât de profund impresionată încât începeam să transpir și cu greu mă stăpâneam să nu strig cuprinsă de groază, deoarece mi se părea că simt deja chinurile pierzării. După aceea, pastorul vorbea despre nesiguranța vieții, declarând că este posibil ca în clipa aceasta să fim aici, iar în clipa următoare să fim în iad sau în momentul acesta pe pământ, iar în momentul următor în cer.
vom alege noi iadul de foc în tovărășia demonilor sau binecuvântarea cerului și tovărășia îngerilor? Dorim noi să auzim gemetele și blestemele sufletelor pierdute pentru veșnicie sau să cântăm imnurile lui Iisus înaintea tronului Dumnezeu? Tatăl Ceresc era înfățișat ca fiind un tiran care își găsea plăcerea asistând la agonia celor condamnați și nu un prieten duios și plin de milă al păcătoșilor care iubește ființele care le-a creat cu iubire, ci întrece orice pricepere și dorește ca ele să fie salvate pentru împărăția sa. Când am ajuns să fiu stăpânită de gândul că Dumnezeu simtă plăcere torturând ființele făcute după chipul și asemănarea sa, am simțit un zid de întuneric care mă despărțea de El. În timp ce meditam la imaginea Creatorului Universului aducându-i în iad pe nelegiuiți ca să ardă acolo de-a lungul veacurilor nesfârșite, inima mea se cufunda într-o stare de groază, gândindu-mă cu disperare că nu poate fi cu putință ca o ființă atât de nemiloasă și de tirană să se îndure vreodată de mine pentru a mă salva din blestemul păcatului. Am crezut că voi împărtăși soarta păcătoșilor condamnați și voi suporta flăcările veșnice ale iadului atâta timp cât va exista Dumnezeu însuși. Un întuneric aproape total m-a învăluit și mi se părea că nu mai există nicio șansă de a ieși din această stare. Dacă mi-ar fi fost prezentat adevărul așa cum îl înțeleg acum, spune dânsa, aș fi fost scutită de multă confuzie și întristare. Dar mi se părea, dacă mi s-ar fi vorbit mai mult despre iubirea lui Dumnezeu și mai puțin despre dreptatea lui neînduplecată, frumusețea și slava caracterului său mi-ar fi inspirat iubire adâncă și fierbinte față de Creatorul meu. Și acestea sunt cele două doctrine care, prin neînțelegerea lor, au făcut-o pe Ellen White la vremea respectivă să se simtă îndepărtată de Dumnezeu și nu apropiată de El. Deci, neînțelegerea îndreptățirii prin credință și cea de-a doua ca fiind pedeapsa veșnică pe care o prezentau creștinii atunci prin iadul veșnic. Iată cum un fel de înțelegere te poate îndepărta de Dumnezeu și implicit te poate opri să te rogi. Repet, nu mă rog pentru că s-ar putea să mă încurc ce vor zice ceilalți, nu mă rog pentru că sunt așa de păcătos și nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu m-a iertat. De ce nu m-a iertat? Pentru că n-am sentimentul că m-a iertat, pentru că n-am experiența că m-a iertat, n-am dovada că m-a iertat și încă umblu după această dovadă că m-a iertat, mai am anumite ținte de rezolvat în viața mea și din cauza aceasta, până când nu le voi rezolva, nu voi putea să fiu primit. Până la această dată, cu excepția câtorva cuvinte timide rostite în cadrul adunărilor de rugăciune, nu mă rugasem niciodată public. Iată problema. Dar acum mi-a fost inspirată convingerea că trebuie să mă adresez Domnului în rugăciune cu ocazia micilor noastre întruniri sociale. Nu am îndrăznit să fac acest lucru de teamă că mă voi încurca și nu voi reuși să-mi exprim gândurile. Totuși, sentimentul datoriei mi-a fost inspirat cu atâta putere încât atunci când am încercat să mă rog în taină, singură, pentru faptul că respinsese gândul să se roage în public și se împotrivise acestei acțiuni a Duhului Sfânt, din cauza aceasta mi s-a părut că îl jignesc pe Dumnezeu acum când vin înaintea Lui în mod individual și personal acasă. Adică acolo n-am vrut să mă rog de rușine că mă voi încurca, că nu știu să mă rog ce cuvinte să aleg, că ce vor zice oamenii despre mine. M-am rușinat de Dumnezeu în contextul lor și acum când vin aici, acum aștept ca Dumnezeu să mă primească. Da. Mi s-a părut că îl jignesc pe Dumnezeu. Suferința mea sufletească era intensă. Uneori nu îndrăzneam să închid ochii câte o noapte întreagă. Așteptam până sora mea adormea adânc, apoi coboram din pat și îngenuncheam pe podea rugându-mă în tăcere într-o stare de agonie sufletească indescriptibilă.
Adesea stăteam în genunchi toată noaptea, mă rugam, gemând, tremurând, cuprinsă de o groază cumplită și de o disperare care întrecea orice descriere. Doamne, ai milă de milă, ceream eu, și asemenea sărmanului fruntaș al sinagogii, nu îndrăzneam să-mi ridic ochii spre cer, ci plecam fața până la pământ înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns foarte slăbită și epuizată, dar nu i-am împărtășit nimănui suferința și disperarea mea. Și în contextul acesta apar două viziuni pe care le are și cu care vom încheia. Mi se pare că viziunile acestea vor aduce lumină în viața dânsei și vor face să înțeleagă ceea ce și noi astăzi ar trebui să înțelegem. Visul 1. Visul despre templul și despre miel. În timp ce mă aflăm în această stare de disperare, am avut un vis care m-a impresionat profund. Am visat un templu în care erau adunați foarte mulți oameni. Când trebuia să vină sfârșitul, singurii care aveau să fie salvați erau aceia care se refugiaseră în templu, iar cei care au rămas afară urmau să fie pierduți pentru totdeauna. Toți cei de afară, care umblau pe diferitelor căi, râdeau, îi ridiculizau pe cei care intrau în templu, spunându-le că acest refugiu era doar o invenție înșelătoare, deoarece în realitate nu exista niciun pericol. Aceștia ajunseseră chiar să-i rețină pe unii care doreau să intre în templu și îi împiedicau să ajungă acolo. Temându-mă că voi fi ridiculizată, eu am considerat că era mai bine să aștept până când oamenii de afară se vor împrăștia sau până când vor reuși să intru în templu fără a fi observată de ei. Observați, vă rog, aplicația. Ellen White nu se ruga datorită faptului că era rușine de oameni, că se gândea ce vor zice ceilalți. Acum, visul îi prezenta faptul că salvarea era numai în templul acesta unde oamenii trebuiau să ajungă. Și ea dorea să ajungă în templul respectiv, însă era rușine de oamenii care o ridiculizau și care constituiau o piedică foarte puternică. Ca urmare s-a hotărât să aștepte până când nu va mai râde nimeni de ea. Aplicația era făcută la momentul în care dânsa aștepta ca nimeni să nu se mai interpună între ea și între Dumnezeu prin faptul că o ridiculizează vis-a-vis de rugăciunea publică. Dar în loc ca numărul oamenilor care ridiculizau să se micșoreze, numărul lor era tot mai mare, pentru că mi-a fost teamă că voi ajunge prea târziu. Am plecat totuși în grabă, am început să-mi fac loc prin mulțime. În nerăbdarea mea de a ajunge la templu, nu am luat în considerare mulțimea care mă înconjura și nici nu mi-a păsat de ea. La intrare în templu am văzut că vastul edificiu era susținut de un singur stâlp uriaș de care era legat un miel conjunghiat. Și apare doctrina îndreptățirii prin credință. Aici imaginea arată că toată mântuirea, toată salvarea dânsei, toată salvarea mea depinde de mielul acesta care este legat de singurul stâlp. Este singurul stâlp pe care se fundamentează întregul edificiu al mântuirii, și anume îndreptățirea prin credință, iertarea și binecuvântarea. Se părea că noi, cei prezenți, știam că mielul fusese junghiat și rănit în locul nostru. Trebuia ca toți cei care intrau în templu să vină înaintea mielului să-și mărturisească păcatele. Chiar în fața lui se aflau niște scaune înalte pe care ședeau niște oameni ce arătau foarte fericiți. Lumina cerului părea că strălucește asupra lor și ei îl lăudau pe Dumnezeu și cântau imnuri voioase de mulțumire care păreau să fie asemenea unor coruri îngerești. Aceștia erau cei ce veniseră înaintea mielului, își mărturisiseră păcatele, primiseră iertarea, iar acum așteptau plini de bucurie sosirea acestui eveniment fericit. Și iată cum este prezentată Ellen White îndreptățirea prin credință. Oamenii aceștia veniseră, își mărturisiseră păcatele și acum, prin credință, erau fericiți.
și eliberați de păcatele lor. Iată starea unui om iertat înaintea lui Dumnezeu. Așteptau bucuria eliberării și a venirii lui Iisus Hristos. Chiar după ce am intrat în templu, eram cuprinsă de teamă și de rușine, pentru că trebuia să mă umilesc în prezența acestor oameni. Dar am simțit o nevoie copleșitoare de a înainta. Din nou și din nou, lupta cu rușinea. Ce vor zice ceilalți? Să-mi mărturisesc eu oare păcatele public? Să fac eu această mărturisire? Problema aceasta rămâne ca o problemă fundamentală în Biserica Adventistă de ziua șaptea, în zilele noastre, când mărturisirea este puțină, când mi-e rușine de oameni, când nu mă rog datorită oamenilor, când nu cer iertare datorită oamenilor, când nu există această comuniune unii cu alții datorită ironiei. Evident, și comuniune cu Dumnezeu. În timp ce îmi făceam loc, apropiindu-mă încetul cu încetul de stâlp pentru a ajunge în fața mielului, deodată am auzit un sunet de trâmbiță, templul s-a cutremurat, adunarea sfinților a început să scoate strigăte de biruință. Observați, Ellen White nu ajunsese acolo. Încă. Era pe drum, dar nu ajunsese. Clădirea întreagă s-a umplut de o lumină puternică, apoi s-a așternut un întuneric des. Toți oamenii aceia fericiți dispăruseră odată cu lumina strălucitoare, iar eu am rămas singură în groaza tăcută a nopții. M-am trezit din somn într-o stare de agonie și cu greu am reușit să mă conving că fusese doar un vis. Mi se părea că blestemul meu fusese hotărât și că Duhul Domnului mă părăsise pentru a nu mai reveni niciodată. O luptă sufletească teribilă. Provocări în legătură cu iertarea, provocări în legătură cu acceptarea, cu îndreptățirea prin credință. Curând după aceea am avut un alt vis. Mi se părea că stau cu fața ascusă în palme, într-o stare de disperare totală, gândindu-mă că dacă Domnul Iisus ar fi fost pe pământ, aș fi mers la El, m-aș fi aruncat la picioarele Lui, i-aș fi spus toate suferințele mele. Eram convinsă că Domnul nu mi-ar fi întors spatele, ci ar fi avut milă de mine, iar eu l-aș fi iubit și aș fi slujit totdeauna. Și în condițiile acestei lupte apare al doilea vis. Îndată după aceea, ușa unde eram s-a deschis, în vis. O persoană de o frumusețe deosebită a venit la mine, m-a privit și a zis: dorești să-L vezi pe Iisus? Este aici. Dacă dorești, poți să-L vezi. Ia cu tine tot ce ai și urmează-mă. Am ascultat cuvintele acestea cu o bucurie nespusă, am împachetat fericită puținele lucruri pe care le aveam și am plecat. El, călăuza mea, m-a condus pe o scară înaltă, ale cărei trepte păreau destul de fragile. Când am început să urc treptele, m-a avertizat să-mi păstrez privirile țintite în sus, ca nu cumva să amețesc și să cad. Mulți dintre cei care urcaseră pe scara aceasta căzuseră înainte de a ajunge la capăt. În cele din urmă, am pășit pe ultima treaptă și m-am oprit în fața unei uși. Aici, călăuza m-a sfătuit să las toate lucrurile pe care le adusesem cu mine. Eu le-am lăsat binevoitoare, apoi ușa s-a deschis, m-a îndemnat să intru. În clipa următoare m-am aflat în fața lui Iisus. Înfățișoarea aceea frumoasă era inconfundabilă, expresia de bunătate și maestate a feței lui nu putea aparține nicinei alte persoane. Când m-a privit țintă, eu am știut imediat că el cunoștea toate amănuntele vieții mele, toate gândurile și sentimentele inimii mele. Nimic gol, nimic ascuns, ci totul gol și descoperit înaintea lui. Am încercat să mă ascund de privirea lui, deoarece mă simțeam că nu sunt în stare să suport ochii săi cercetători. Dar el s-a apropiat cu zâmbet, punându-și mâna pe capul meu, mi-a zis: nu te teme. Conștiința aceea a păcătoșeniei. Ce mă fac dacă știe totul? Pe el știe totul. Nu te teme.
tonul plăcut al glasului său a făcut ca inima mea să tresalte de o fericire pe care nu mai simțisem niciodată. Eram prea bucuroasă ca să pot rosti vreun cuvânt, dar copleșită de emoții, am căzut la picioarele sale în semn de adorare. În timp ce stăteam acolo, fără putere, pe dinaintea ochilor mei au trecut scene pline de o frumusețe și de o slavă și am văzut și am avut sentimentul că ajunsesem în pacea și siguranța cerului. În cele din urmă, puterile mi-au revenit, m-am ridicat, ochii lui iubitori erau îndreptați spre mine, iar zâmbetul lui m-a umplut de voioșie. Prezența lui a stârnit în mine un respect sfânt și o iubire de nedescris. Apoi călăuzea mi-a deschis ușa și am ieșit împreună. Mi-a spus să iau din nou lucrurile pe care le lăsasem afară. După aceea, mi-a înmânat un șnur verde, înfășurat strâns. Mi-a spus să-l așez lângă inimă, spunându-mi că ori de câte ori doresc să-l văd pe Iisus, să scot șnurul acesta, să-l întind cât se poate de tare. Călăuza m-a avertizat să nu îngădui ca șnurul să rămână prea multă vreme înfășurat, deoarece s-ar putea înnoda și nu voi mai putea să-l întind. Am așezat șnurul lângă inimă. Am coborât fericită treptele, lăsându-l pe Domnul, spunându-le tuturor celor pe care îi întâlneam despre locul unde îl pot găsi pe Iisus. Ce înseamnă șnurul? Spuneam că ea este încă în lupta aceasta a rugăciunii. Ce ar însemna șnurul acela pe care trebuie să-l întindă? În mintea mea, șnurul verde reprezenta credința, iar frumusețea și simplitatea încrederii în Dumnezeu au început să se aștearnă în sufletul meu. O credință care o putea face să se roage. Și astfel începe oarecum rezolvarea problemei. Prima rugăciune în public. M-am întors acasă, m-am rugat Domnului, făgăduindu-i că voi face și voi suporta orice ar putea să-mi ceară, doar pentru ca zâmbetul lui Iisus să-mi învioreze inima. Atunci mi-a fost prezentată iarăși aceeași datorie care îmi pricinuise și mai înainte atâta îngrijorare, și anume să-mi iau crucea și să vorbesc în mijlocul adunării poporului Dumnezeu. Ocazia nu s-a lăsat mult așteptată. Chiar în seara aceea am participat la o adunare de rugăciune care a avut loc în casa unchiului meu. Când ceilalți au îngenunchiat pentru rugăciune, m-am alăturat și eu, tremurând, și după ce s-au rugat câteva persoane, glasul meu a început să răsune înainte de a-mi da seama de aceasta. În clipa aceea, făgăduințele lui Dumnezeu mi s-au părut ca niște perle prețioase care așteptau doar să fie cerute. În timp ce mă rugam, povara și agonia sufletească pe care le îndurasem atâta vreme au dispărut, iar binecuvântarea Domnului s-a revărsat asupra mea ca o rouă plăcută. L-am rugat pe Dumnezeu din adâncul inimii mele. Mi se părea că totul dispăruse din jurul meu, rămânând numai cu Domnul Iisus și slava sa. Și nu a fost conștient de cele ce se petreceau în preajmă. Era ca și cum din nou a intrat în camera aceea unde îl vedea pe Domnul Iisus Hristos. Era ca și cum cei ce în visul prim o ironizaseră și erau înaintea ei, de asemenea dispăruseră și aceștia. Duhul lui Dumnezeu coboruse asupra mea cu asemenea putere, încât nu a fost în stare să merg acasă în seara aceea. Citiți mai degrabă sau mai departe dumneavoastră, pentru că timpul s-a apropiat de încheiere. Aș vrea să concluzionez cu următoarele cuvinte. De acum credința pusese stăpânire pe inima mea. Simțeam o iubire nespus de mare față de Dumnezeu și aveam din partea Duhului Sfânt dovada că păcatele mi erau iertate. Ideile mele despre Dumnezeu erau schimbate. Acum îl înțelegeam ca pe un părinte duios și bun și nu ca pe un tiran care să-i oblige pe oameni la o ascultare oarbă. Inima întresălta într-o iubire profundă și arzătoare pentru el. Ascultarea de voia lui mi se părea o bucurie și a fi în slujba lui era o plăcere. Nici o umbră nu întuneca lumina care îmi dezvăluia voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Am simțit siguranța locuirii lui ca mântuitor în viața mea și am înțeles cuvintele lui Hristos: cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumină. Pacea și fericirea erau într-un contrast
atât de vizibil cu depresia și cu tulburarea dinainte, încât mă simțeam ca și când fusesem salvată din iad și adusă în cer. Puteam chiar să-L laud pe Dumnezeu pentru nenorocirea care fusese încercarea vieții mele, deoarece acesta fusese mijlocul de a-mi îndepărta gândurile, de a-mi îndrepta gândurile asupra veșniciei. Eu eram mândră și ambițioasă din fire și probabil că nu aș fi fost înclinată să-i dăruiesc inima mea lui Iisus dacă nu ar fi existat suferința care mă îndepărtase într-o anumită măsură de succesele și de șertăciunile lumii. Timp de 6 luni, inima mea nu s-a abătut, iertați-mă, timp de 6 luni asupra inimii mele nu s-a abătut nicio umbră și nu am neglijat vreuna dintre îndatoririle cunoscute. Unica mea stăruință a fost aceea de a împlini voia lui Dumnezeu, de a păstra fără încetare cerul și Domnul Iisus în minte. Am fost surprinsă și impresionată de concepțiile clare care mi erau descoperire cu privire la ispășire și la lucrarea Domnului Hristos. Nu voi înceta să adaug detalii legate de frământările minții mele. Nu voi încerca să adaug detalii legate de frământările minții mele. Este suficient să afirm că lucrurile vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. Nu există niciun nor care să umbrească binecuvântarea mea desăvârșită. Eram dornică să vorbesc despre iubirea Domnului Iisus și nu simțeam nicio dispoziție de a mă angaja în conversații obișnuite. Inima mea era atât de plină de dragostea lui Dumnezeu, de pacea care întrece orice pricepere, încât rugăciunea și meditația erau pentru mine o delectare. Mă voi opri aici. Aș vrea să vă invit la această experiență. Aș vrea să vă invit la nivelul acesta. Aș vrea să ajungem la acel moment în care rugăciunea și meditația să fie o delectare, să fie un privilegiu, să fie o binecuvântare. Aș vrea să vă invit să părăsim viața aceasta cu unități de măsură în care nu putem să ne depășim îndoiala, nemulțumirea, mândria, firea pământească. Haideți să ne punem în mâna Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea este puntea de trecere între vechiul legământ și noul legământ. Între îngrijorarea noastră în legătură cu ceea ce va fi în ziua de mâine și pacea și liniștea pe care o dă iertarea și înțelegerea lui Dumnezeu. Studiați subiectul și găsiți asigurarea prezenței lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă invit la rugăciune și cu ajutorul Domnului să experimentăm, să avem toți această frumoasă și binecuvântată realizare pe care numai Duhul Sfânt poate să o aducă în viețile noastre. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, în momentele acestea de sabat, te invităm, Părinte, să ne umpli viața de o deplină înțelegere a harului și a lucrării tale pentru mântuirea noastră. Fă, Doamne, ca neprihănirea Domnului Iisus Hristos să fie acea realitate care să aducă în viețile noastre pacea, liniștea, iubirea și o viață nouă trăită în sfințenie cu Tine. Ajută-ne ca rugăciunea să fie acea realitate care să schimbe, Doamne, tot ceea ce am experimentat până acum. Și rugăciunea să ne pună față în față cu Domnul Iisus Hristos, să trăim în prezența Lui, să dorim această experiență și tot ceea ce ne ține pe loc, derapajele noastre individuale, păcatele noastre să fie deopotrivă iertate și părăsite prin puterea Duhului Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să nu ne fie rușine de mărturisirea păcatului, să nu ne fie rușine să ne rugăm înaintea Ta, în adunarea cea mare, înaintea Sfinților Tăi. Adu în biserica Ta un spirit de reformă, de redeșteptare, printr-o rugăciune și mărturisire autentică. În numele Domnului Iisus Hristos,
Fă din poporul tău un popor care să stea înaintea feței tale și cu bucurie să te aducă în experiența lor. Prin Domnul Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.